Româna, doamna prefect. Da, pot să vă spun și când veți dispune, am rezolvat-o cu managerul Spitalului Colțea, 15 persoane și diferența până la 24 la Sfântul Luca. Trimiteți două echipaje, vorbiți cu toți vecinii care au mașini să-i libereze, să-i libereze toate mașinile de pe stradă, că vor veni salvările să preluăm tării, să-i ducem la Colțea și la Sfântul Luca. Da? Dacă nu există, trimiteți mașina de ridicat de la poliția locală să facem loc. Executarea aveți maxim 20 de minute. Total ilegal, clandestin, fără niciun fel de documente, fără niciun fel de acces, fără niciun fel de avize. Am găsit 24 de bătrâni. Marea lor majoritate într-o stare fizică proastă. Nu am observat niciun fel de traume, adică lovituri, dar rămâne de văzut. Îi vom duce în Spitalul Colțea, la Spitalul Colțea. Am primit sprijinul managerului de acolo. Ceilalți, pe picioarele dumnealor și care pot să fie duși într-o unitate de îngrijire, vom duce deocamdată la Sfântul Luca. Au fost și câțiva aparținători care deja au venit și au luat bătrânii acasă. Dar sunt alte nereguli în afară de faptul că nu aveau autorizație? În afară de faptul că nu aveau autorizație, că stați la distanță mare și nu puteți să vă dați seama cum miroase acolo, am găsit doar două cadre, două persoane care au grijă de 24 de bătrâni, fără forme legale, deci nu au carte de muncă. Una dintre dumnealor ne-a spus că ar fi asistent medical, dar ne-a recunoscut că nu are atestat. Mâncarea a fost adusă, a fost pusă jos, este adusă dintr-o altă parte. Ce v-a spus patronul acestui centru? Că el nu crede că în spitale pot fi îngrijiți mai bine decât la el. Aparținătorii ne spuneau mai devreme că nu știau că acest centru nu are autorizație. Eu cred că fiecare aparținător ar trebui să verifice dacă centrul unde și-a adus bătrânul, părintele, tatăl, mama, are sau nu are acreditări, are toate formele legale. Eu aș recomanda tuturor să meargă acum în perioada asta, să-și viziteze un pic părinții, să vadă ce găsesc acolo. Doamna, cum se pot face aceste verificări, doamna prefect? Toți beneficiarii, toți ce aveau aparținători? Nu știm încă acum verificăm. Sunt privați, deci nu sunt aluși din centru, dacă asta vreți să întrebați. În ce stare i-au găsit medicina? Ne spuneați că sunt într-o stare fizică precară, au fost 3 medici acolo care i-au evaluat. Cred că dumneavoastră ar trebui să vă spună cel mai bine acest lucru. Pot să vă spun un singur lucru, odată sesizată prefectura, răspund prompt. Pot să vă spun că patronul i-a fluturat doamnei prefect o hârtie din 7-a exact, aproape aproximativ în timpul când s-a declanșat scandalul căminelor, să intre în legalitate. A fost pe raza sectorului 5, am dispus, cum v-am spus, controlul la prima locație la care am fost ieri personal și... cum să vă spun, astăzi s-a constatat că era același patron și în această locație. Totul a plecat de la simpla sesizare ieri dimineață, când am primit la primăria sectorului 5 o sesizare din partea unei foste angajate. Am înțeles ulterior că e fosta soția patronului. Vă mulțumesc!